Mergem la băi, la băile Gobora. Ce aer curat. Și-ar dori cineva ceva mai mult? Sănătate? În anul 1914, hotelul s-a deschis publicului, o construcție bazată pe textiluri arhitecturale. Partea de jos este eclectică, etajul 1, 2 și 3 Art Nouveau, etajul 4, 5 și 6 arhitectura neoromânească. A fost primul hotel cu bază de tratament din România. Când ați venit? Bine, la trecută. Cazare, masă, spa, tot ce vrei. O fi bine? Foarte bine. Am auzit că hotelul și spa-ul au fost redeschise acum un an. Da, am mai trecut și eu pe aici mai demult, însă condițiile s-au foarte mult de dorit. Cum ați reușit să aduceți hotelul la faima lui de odinioară? Am identificat o oportunitate, accesare de fonduri europene. Proiectul a durat 3 ani. Ne bucurăm de o bază pentru realizarea acestei cure balneare, foarte bine dotată. Și ea se compune din mai multe sectoare. Sectorul de inhaloterapie, așa, care cuprinde trei tipuri de proceduri: pulverizația, inhalația și aerosolii, o parte de hidroterapie care cuprinde băile cu apele minerale naturale, sulfurase și iodurate. Un alt sector al bazei noastre de tratament este sectorul de electroterapie. Dumneavoastră, în trecere, sunteți cazat aici? Nu, din păcate sunt în trecere. Chiar din păcate, ar trebui să rămâneți măcar 2 zile. Satisfacția este deosebit de mare pentru pacient, pentru că se observă că după prima cură renunță la o serie de medicamente. Iar pentru copii este extraordinar, este o cură profilactică. Ce simțiți acum la final de proiect? O satisfacție pentru faptul că am reușit să creăm locuri de muncă, reușim să aducem plus valoare stațiunii, am reușit să redăm patrimoniului național un monument de arhitectură unicat în țară prin stilurile arhitectonice, reușind de asemenea să ne facem vizibili din ce în ce mai mult în piața europeană și ca satisfacție personală a spune că este visul vieții mele, eu având 32 de ani de când lucrez în această stațiune și este un vis împlinit și a fost un pariu al meu cu mine pe care cred că l-am câștigat. Este foarte adevărat că proiectul nu putea fi realizat fără suport financiar european. Dar mâncarea e bună aici? Grozavă. V-aș invita la o salată, că suntem într-o bază de tratament. Păi dumneavoastră sunteți în tratament, eu nu sunt, eu mănânc o friptură. Mai avem și alte lucruri de descoperit. Călătoria continuă. Regio, din zor până în seară, dezvoltăm o țară.